Deci vreau să spun că punctul meu de plecare a fost următorul lucru. O problemă globală a României, care este integrarea europeană. Plecând de la convingerea că România ori reușește această integrare și se salvează, ori nu reușește și atunci e... reintră într-o lâncezeală provincială din care niciodată nu se mai poate ieși. Știam pe de altă parte că problema rezolvării drepturilor omului are, din punct de vedere european, o cheie, un punct de control. Față de toate rezolvările astea punctuale, în 22 de milioane de exemplare, care este, dacă cu tare și cu tare și cu tare are drept, poate ajunge să aibă un pașaport în buzunar, nu? Care nu erau probleme de categorie, ci erau probleme de indivizi, există o problemă de colectivitate, care e mai ușor de sesizat. Și după care vom fi judecați. E un criteriu de admisibilitate în comunitatea europeană. Dacă drepturile omului s-au rezolvat la nivelul asigurării acestora în cazul minorității. Deci era limpede că era un fel de obligația noastră, obligația noastră a românilor, deci a populației mai ca să rezolve aceste drepturi. Deci să asigure fiecăruia din minoritățile existente pe acest teritoriu posibilitatea de a-și păstra identitatea culturală prin totala libertate de a-și desfășura învățământul în limba maternă. Obiectivul ăsta mie mi se părea extrem de clar. Între obiectiv și punctul de plecare intervine strategia implantării în realitate a obiectivului. Sau strategia și tactica pe care această strategie o implică fac apel la factorul timp. Adică este imposibil de rezolvat pe un teren extrem de tensionat această problemă bătând din palme. Și că trebuia, deci, să fie judecat, căzând de acord asupra obiectivului, să judecat în cât timp se poate, cum să spunem așa, un termen care mie nu-mi place, implementa în teren sistemul instituțional care să garanteze libera desfășurare a acestui drept. Presiunea minorității maghiare părea a cere urgența. Pe principiu, bate fierul până în pat. Urgența cu care s-a cerut însă rezolvarea problemei ăsteia n-a putut să fie sincronizată cu ritmul de lucru al instituției. Instituția nu se putea adapta și mai ales într-un regim care a moștenit un asemenea punct de vedere centralist extrem de apăsător, care nu permitea niciun fel de decizii rapide sau, dacă le permitea, era numai din diletantism. Neputându-se crea condițiile
Câteodată nu se puteau crea condițiile, imediat condițiile de local. Adică nu existau pur și simplu două clădiri în care se poate face separarea. Și atunci a intervenit manifestările astea de tip violent, separările violente, care cum se produceau într-o tabără, trezeau reacția taberei celuilalte. În situația asta tensională s-au luat de aici câteva hotărâri de la nivelul ministerului. Se separe secțiile de maghiară, de secțiile române, formându-se două unități școlare separate, dar lucruri care nu putea să fie tradus în practică. De multe ori, în secțiile românești erau o mulțime de elevi maghiari, pentru că se putea întâmpla în unele locuri ca profilurile liceelor, secțiilor românești, să fie mai numeroase și mai interesante decât profilul maghiar. Și deci, pe lângă cei care, elevii maghiari care mergeau la profilul respectiv maghiar, mai erau maghiari diseminați în profilurile românești, să spunem, mai numeroase uneori și poate mai interesante. De pildă, într-un caz, era un profil de electronică la români, electronică informatică, pe când la maghiari era un profil de mecanică. Și atunci erau elevi români la profilele, la elevi maghiari la profilele astea români. În momentul în care au cristalizat opțiunile, nu? S-a făcut o bruscă segregare. Adică, toți elevii maghiari au plecat instantaneu din profilurile respective, agregându-se la secția maghiară și făcând ca secția maghiară să își multiplice profilurile, adică se facă, ai o gamă variantă de profiluri. Dar prin această operație, copiii români au rămas în minoritate în fiecare, au rămas numai copiii români în secțiile române și toate secțiile române împreună au rămas minoritare în raport cu acest liceu complex de limba maghiară. Ceea ce a avut drept efect, violent, poate, în unele cazuri, de expulzare quasi-fizică a copiilor români din clădirea în care fuseseră conșcolari și buni colegi, de altfel, și prieteni. Se punea problema găsirii unui local. Aici au intervenit extraordinar de mari tensiuni, a trebuit să se revină asupra hotărârii de a se separa, pentru că separarea a fost considerată ca o soluție de împăcare, nu ca o soluție de dezbinare. În momentul în care această separare, prin reacția pe care a trezit-o la populația de cealaltă naționalitate, vorbesc în termen de naționalitate și cealaltă naționalitate, ca să nu vorbesc în termen de români și maghiar, s-a revenit și s-a spus să amână lucrurile până la toată. Realitatea este că dacă n-ar fi fost un teren atât de impregnat de pasiuni, creatoare de mari câmpuri tensionale, toată problema trebuia să fie gândită liniștit, pusă pentru la toamnă, nu? Să ne creăm condițiile ca să o rezolvăm în felul ăsta, adică exact așa cum fusese concepută la nivelul ministerului, nu? Fără presiunea grabei, fără să aducem prejudicii procesului de învățământ în cursul unui an, tot mai era în mijlocul anului școlar. Și cred că totul ar fi fost bine. E greu să spui de partea cui e vina, dar fapt este
că greutățile pe care le întâmpinăm la nivel local, absolut peste tot în zona orientală a Transilvaniei, Târgu Mureș, poate mai puțin chiar decât în două județe, unde operația asta s-a făcut mai mult la nivelul școlilor primare, Covasna și Harghita. Dar fără ca asta să arunce, după părerea mea, vreo umbră de îndoială în legătură cu politica Ministerului de asigurare a dreptului minorităților de a avea un învățământ care se desfășoare în limba maternă. Aș vrea să vă întreb, domnule ministru, dacă probleme de genul acesta au apărut și în școlile altor naționalități conlocuitoare, în afară de cele maghiare. Deci integrarea sau dezintegrarea sau separarea nu a provocat tensiuni sau încă nu este pe... Nu e perceput ca atare aici, deci înseamnă că oricum nu ni s-au raportat. În chestiunea manualelor școlare, în chestiunea manualelor pentru minorități și în speță pentru minoritatea maghiară, ce soluții de principiu preconizați? Adică cine să fie autorii acestor manuale? Pentru geografie, de istorie... Autorii acestor manuale, după părerea mea, urmează să fie cadre didactice, nu? Care sunt înzestrate să facă aceste manuale, adică au și talent suficient, nu numai pentru a organiza materialul, de setul de informații care e prevăzut de programa analitică, ci și talentul de a le expune, care să fie din rândul cadrelor didactice care își exerce meseria în limba respectivă. Părerea noastră este de altfel că vom renunța la manualele unice, în sensul că vom pune la concurs sau mai multe manuale, adică există și înainte, existau în școli, colective de autori sau un autor singur, care făcea și punea la concurs un manual care, dacă obținea acea autorizație din partea Ministerului de a funcționa ca manual, funcționa ca atare și era la opțiunea profesorilor care predau materia respectivă. Și eu știu că în timpul care eram eu elev, pentru istorie era istoria lui Aculeti, istoria lui Pătrășcanu, fiecare profesor avea preferințele lui în materia asta. Unul era mai sec și mai amănunțit explicații, altul era mai literal, altul avea bucăți de lectură suplimentare în manualul respectiv. Deci o să acordăm această libertate. Dar este evident că un manual trebuie totuși să fie unitar, adică un manual pentru învățământul secundar de limbă maghiară este echivalentul în acea limbă a unui manual pentru învățământul în limba română a materiei respective. V-am întrebat în mod special de manuale de geografie, de istorie, care sunt... În privința manualelor de geografie și istorie, deci, în primul rând, noi suntem de părere că o comisie mixtă pentru geografia fizică nu e nicio fel de problemă, nu? Dar în materie de istorie există, mai ales pentru spațiul transilvan, o serie întreagă de probleme controversate, care e bine să fie elucidate în cadrul unei comisii mixte româno-maghiare, în mod special pentru mandat. Întrevedeți eventual posibilitatea unei... de mileniu obscur, nu? Și începuturile unui mediu. Dar posibilitatea unor contacte cu specialiști din Ungaria, vi se pare plauzibilă? Păi, dar comisia mixtă ar fi... Comisia mixtă cu specialiști din Ungaria, vă gândiți, da. Ungaria, bineînțeles, evident. Da. Nu este de vorba de elaborarea unui punct de vedere comun în legătură cu sfârșitul mileniului I, mileniului I, adică toată perioada asta care se
E controversat în raport fie cu originea, fie cu o teorie Rösler. Fie și credeți că alte puncte de controversă? Amploarea pătrunderii maghiare în spațiul transilvan, fie în legătură cu existența voievodatelor ardelenești de la sfârșitul mileniului I, începutul mileniului al II-lea. Deci toate aceste probleme, în măsura în care ele figurează, pentru că ele nu figurează decât la mici informații punctuale într-o istorie elementară a României, cum ar fi cea predată, să spunem, în gimnaziu. Ei, în manualul de istoria României, care este predat la liceu, ele câștigă o anumită amploare și oricum trebuie să fie elucidate de comun acord. Astea sunt probleme care au agitat pe problema Alzaciei și Lorenei, Franța și Germania, tot prin comisii mixte au fost rezolvate, nu? Pentru a nu avea puncte de vedere fie francocentrice, fie germanocentrice din... Cu toate că naționalismul ăsta n-au putut să fie evitate nici acolo în expunerea istoriei naționale.